Bună dimineața, începem cu o cafea și cred că am pus cam mult, am dat de două ori fără să-mi dau seama. Este lung, rău, adică nu e așa tare. Nu are lapte, nu are nimic. Este a doua zi când beau cafea fără lapte. Sincer, acum nu am mai pus lapte când n-am mai avut loc. Și am venit în dormitor să beau cafea. Să vedem unde. Beau cafea la bucătăria ta? Uite aici așa mă insta, vezi? Am făcut torturile pe căia seară și am văzut că este cam multă compoziție în tava în care l-am făcut. Nu știu ce mă focusează asta. Și am mai pus eu într-o casoletă din asta. Și acum gustăm. Ce aerat e. Deci el trebuie să fie în trei straturi și aici se vede cel mai bine. Eu n-am făcut stratul de ciocolată neagră, pentru că Rebecca nu și-a dorit asta. Am pus totuși doar o ciocolată neagră. Aici se vede cel mai bine. Este ciocolată, este tortul trio ciocolat. Da. Foarte bun a ieșit. Aici nu am varianta cu blat. O să vă arăt când o să-l tăiem pe cel mare. Am aici o felie de-asta mică de pizza, pe care am pus pasta asta de ardei. Am pasta asta iute de ardei de la Lidl. E cam sărată ea, dar mi-e place că este picantă. Mi-am mai făcut o cafea și pun frișcă, că mi-a rămas frișcă de ieri, de când am făcut tortul. Și îmi pun așa. Frișca nu are zahăr. Am făcut-o fără zahăr, doar smântâna aia bătută. Aici le pregătesc copiilor niște fructe, am spălat niște struguri și clementine și am mâncat deja o babă de strugure și o să mai mănânc vreo 2-3. Încă 3 babe de strugure. Mănânc și eu o clementină. Am mâncat deja jumătate și mi-am dat seama că nu am filmat-o. Mi-am pus și o cană cu suc, Fanta de struguri. Am ajuns la prăjitură. Nu am mâncat, eu n-am mâncat încă burger, dar... prăjitură, deci astea sunt pe dulciuri. Dulciuri fructe. Îmi fac și eu burgerul meu. Am aici ketchup, maioneză făcută de mine. Pun pasta de asta de ardei iute și apoi legumele. Mi-am pus ceapă caramelizată. Îmi pun castravete. 2 felii de castravete. O să le dau sigur pe jos, cred că am 3 acolo. Și roșii. Și salată. Și nu mai îmi pun a doua felie de pâine. Și asta e burgerul. E gata și tortul. Și am scris Ioana. Vedeți că se vede Ioana? Se vede, nu? Și îi pun astea în tort așa. Nu-i mai urnesc cu nimic. Ah, și să-i pun asta. Hello! Hello! A trecut mami pe aici și ne-a adus jumări. S-a făcut azi și o să mănânc niște jumări din astea. Cu pâine, cu măsline. Astăzi am mâncat cam cele în proporție majoritară dulciuri, adică numai dulciuri aproape. Am mâncat burgerul ăla și niște de-astea jumări. Am mâncat cam trei am mâncat și asta mai mănânc, cred că vreo 3 acum. Se și vede că nu am mâncat foarte mult. Doar așa, cu pâine. Mi-am scos niște gogoșari din ăștia acri pentru jumări, ca să nu le parcă cam grețoase așa, simple. Și aici închem clipul de azi. Mulțumesc că este alături de mine, mulțumesc că v-ați abonat și ne vedem mâine. V-am pupat!